Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepți ai lumii. Un șef este un om care își asumă responsabilitatea. Adevărul este ceea ce simplifică lumea, nu ceea ce creează haosul. Nu există adevărat sacrificiu afară de cel care nu aduce niciun fel de câștig. Cine vrea să spună ceva interesant, trebuie să mintă puțin. Pentru a se împlini, omul trebuie să creeze, nu să repete. Iubesc pentru că iubesc. Nu există rațiune pentru a iubi. Eșecurile îi întăresc pe cei puternici. Adevărul nu este ceea ce demonstrează, este ceea ce simplifică. Războiul a fost câștigat, dar nu și pacea. A pregăti viitorul nu înseamnă decât a crea prezentul. Libertatea nu este absența regulilor, iar ordinea nu este absența libertății. Dragostea de sine e contrariul dragostei. Adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu aștepți nimic în schimb. Cei ce nu schimbă nimic nu devin nimic. Virtutea este perfecțiunea stării umane, iar nu absența defectelor. Omul se descoperă pe sine în timp ce sare un obstacol. Dragostea nu înseamnă a te uita lung unul la celălalt, ci a te uita împreună în aceeași direcție. Numai acolo unde femeia poartă văl, te arde dorința de a-i citi chipul. Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Durerile în partea stângă sub coaste pot indica boli severe, precum infarctul miocardic.